Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție, de data aceasta o ediție cu și despre copii, cu și despre sportul minții. Știm cu toții, șahul este cel mai puternic, poate chiar singurul sport al minții. De aceea, noi trebuie să ne implicăm în dezvoltarea acestui sport, mai ales pentru copii. Astăzi este vorba despre deschiderea filialei de șah în municipiul Slobozia, bineînțeles partenerul principal fiind primăria municipiului Slobozia și pe viitor sper să avem sprijinul și Consiliului Județean Ialomița, pentru că această activitate este, cum îi spunem noi, să îi spunem de stat. Mă adresez celor din municipiul Slobozia și județul Ialomița. Cu siguranță știți că există deja o filială de șah, dar aceea este în sistemul privat. Iată, de astăzi se pun bazele filialei de șah în sistemul de stat. Pentru că la acest sport, al minții trebuie să aibă acces cât mai mulți copii, mai ales, dar nu în ultimul rând și adulților este adresat. Dar să lăsăm să vorbească despre acest lucru pe domnul Nicolae Călina. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit și dumneavoastră la un nou sezon și un nou început în arta șahului. Mă numesc Călina Nicolae, sunt instructor de șah și doresc ca în orașul meu, Slobozia, care locuiesc din 1973, joc șah de 50 de ani, vreau să înființez o secție de șah patronată de primăria municipiului Slobozia în cadrul CSM-ului Clubul Sportiv Municipal Slobozia. Adică în cadrul Direcției de Tinere și Sport Ialomița. Dați-mi voie până să vă continuați să vă felicit și în același timp să vă mulțumesc pentru inițiativă, pentru că nu este o muncă ușoară. Într-adevăr, pentru puțin să mulțumesc mie, dar eu am ambiții foarte mari cu acești copii doritori să facă sport. Și sportul nu este interzis nimănui, în special cel de șah, care dezvoltă memoria copiilor, știind faptul că ajută pe viitor la luarea deciziilor în viață, calificarea într-o meserie și viitorul fiecărui copil în parte, depinde în mare măsură de acest sport și de instruirea pe care o primește fiecare. Doresc să vă anunț că vreau să fac performanțe la această echipă, vreau să îi legitimez copii, vreau să particip la concursuri, dar fără ajutorul municipiului și a Consiliului Local, Municipal, nu pot. Îmi doresc să mi se atribuie un sediu să pot să lucrez, deocamdată lucrăm afară în aer liber, că e vară, nu au problem, și copiii se mai și joacă, mai fac și gălăgie. Dacă se poate să fiu ajutat să primesc un sediu, indiferent unde ar fi, să pot să-mi desfășor activitatea. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Vă urez succes în activitatea dumneavoastră, iar eu, în calitate de activist civic care practic un jurnalism alternativ, vă voi fi alături ca partener media. Mulțumesc, domnul Sandu! Și pe viitor sper să avem multe întâlniri din acestea, ca să avem și satisfacții. Cu siguranță, mulțumesc și eu. Toate cele bune! Vă salut, copii, și bine v-am găsit la această ediție specială de deschidere a secției de șah din cadrul Clubului Municipal Slobozia. V-am găsit. O părere scurtă?
Îmi place foarte mult. Eu am mai jucat șah, dar nu la un nivel atât de mare. Îți doreai să apară o filială unde să dezvolți cunoștințele despre șah? Da. Este binevenită această secție, nu? Știai că mai există o secție privată, nu? De șah? Da, știam. Am vrut să merg la acea, doar că eram ocupat și nu se putea. Da, am înțeles. Trebuie să existe o competiție între cluburi, pentru că așa ne dezvoltăm, nu? Da. Așa, minime cunoștințe despre șah? Știu cât de cât să joc. Nu crezi că acest sport al minții începe cu teoria? Ba da, începe. Bun, ce să zic, vă urez succes, spor și să descoperiți cu adevărat acest sport al minții. Mulțumim. Care trebuie să le dezvolți, pentru că dezvoltându-le o să aibă mai multe spații unde poate să meargă. Uite, să-ți explic. Vezi calul ăsta unde poate să meargă? Poate să meargă așa, una, două, trei. Poate să meargă în trei spații. E, dacă îl mut, de exemplu, aici, chiar dacă ți-l ia. Una, două, trei, patru, din mai multe piese. Asta înseamnă. Da, gândește-te că poți să-ți ia acolo. Vă salut, copii! Astăzi ne aflăm la deschiderea secției de șah din cadrul Clubului Municipal Slobozia. În primul rând, vă mulțumim, noi organizatorii, vă mulțumim că ați onorat invitația. Și așa, o părere pe scurt. Cum vi se pare, cum vedeți, care ar fi viitorul? Consider că dacă unor copii le va plăcea această activitate, vor invita cât mai multe persoane și așa ne vom popula și ne vom permite să facem într-un loc mai mare, cu mai mulți copii, cu lucruri mai profesioniste și așa vom învăța mult mai ușor și ne vom face mai populari, să spun așa, ne vom face mai cunoscuți, deoarece este un sport foarte potrivit pentru vârsta noastră, deoarece este un sport al minții care ne dezvoltă gândirea și cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Foarte bună remarcă. Păi, de adevăr că e prima dată când vin aici și până acum știam foarte puțin să joc și niciodată n-am încercat să joc cu cineva, doar că mi se pare că cel care ne învață, nu știu, e foarte calm și explică foarte bine și pur și simplu înțelegi repede. În acest sport al minții este foarte importantă calmitatea. Calmitatea, implicarea, dăruirea, pentru că dacă nu te implici și sufletește în ceea ce faci, și asta e valabil pentru orice în viață, nu va reuși. Păi da, asta e adevărat, pentru că dacă nu ai destulă perseverență și dorință, cam vii foarte obligat și nu știu, nu reușești mai nimic în viață. Mulțumesc! Tu? Ce poți spune? La început e foarte greu să înțelegi mișcările și pe ce depinde jocul, schemele și toate astea, doar că după ce ai început să înțelegi, vei fi mult mai bun la șah și vei putea să câștigi mai multe campionate. Dar acum asta e prima dată când vin aici și nu prea știu cum se joacă. Este cu adevărat șahul sportul minții, așa cum se spune? O definiție scurtă, ceva? Da, trebuie să știi mișcările viitoare ale jucătorului, să zic așa. Foarte bună remarca, foarte bună. Și după să câștigi. Corect. Oarecum, mișcările șahului îți vin natural să le faci. Pentru că acest sport este mai mult de atenție. Trebuie să-ți dai seama ce va face adversarul. Ce vei face și... Da. Și este ceva foarte educativ. Foarte bine, mulțumesc! Da, șahul este sportul minții, deoarece ne
oarecum ajută să ne dezvoltăm gândirea și să înțelegem în ce poziție va fi piesele, în ce poziții vor fi piesele adversarului. Revin cu o întrebare și o remarcă. Copiii vă apreciază din prima, deci din prima zi. V-ați mai întâlnit cu ei? Vă cunoaște? Cred că majoritatea mă cunosc, care trec pe la parcul E14, că eu sunt zilnic acolo, fac șah de mare clasă cu prietenii. Asta e un lucru foarte bun. Cu pensionarii din parc de acolo și mai mult ca atât, doi dintre cei care sunt aici le-aș luat interviuri, la prima participare la un concurs la nelegitimați au luat locul 1 și 2. Foarte bine. Felicitări. Foarte bine. Mă bucur. Nu pot să trec peste asta. Știu să lucrez cu copiii, pentru că am mai lucrat. Sunt străbunic de două ori. Să vă trăiască. Am doi nepoți, doi strănepoți și doi copii. O paritate egală, 2 ori 2 fac 6 și cu 2 deasupra 8. Doamne ajută, știți că lucrul cu omul este cel mai greu, dar cu cei mici. Cum vi se pare? Mi se pare mai ușor să lucrez cu cei mici decât cu cei mari. Am lucrat la calea ferată și am condus oameni cu răspundere. Dar mult mai dificil sunt oamenii mari, oamenii în general, decât copiii. Copilul, dacă e explicat adevărul și vede despre ce e vorba, n-are cum să nu te aprecieze dacă îi dai meritul pe care îl are. De exemplu, cum să spun eu că a făcut o mutare greșită și să nu mai vină la șah? Deja din prima vă apreciază felul cum ați început, felul de a fi, mai ales. Asta denotă că această activitate se va dezvolta și cred că mai repede decât ne putem aștepta, nu-i așa? Vom vedea, a spus vorbul. Așa este, da, este o veche vorbă românească. Vă mulțumesc! Dar sper din tot sufletul ca din acest copil să fac niște parteneri temuți la competițiile viitoare pe care le vom avea. În sfârșit, șahul, sportul minții, este mediatizat și va deveni o obișnuință în cadrul activității mele Civic Slobozia. Dați-mi voie să vă mulțumesc și să vă felicit încă o dată pentru inițiativă și implicare. Vă mulțumesc și cred că nu va deveni o obișnuință, va deveni o pasiune. Da, mulțumesc. O zi bună!